vă rog să înregistrează și foarte bine. Am văzut un duh foarte puternic care a îmbrăcat o haină albă. În față părea alb. Și a început să colinde peste toată America, peste Statele Unite ale Americii, ca să înșele poporul care în vremea aceasta umblă pe două cărări. Și va aduce o lucrare de amăgire și va trage după el mult popor care nu umblă cu Dumnezeu. Am văzut cei care nu aveau hainele curate, erau la fel, îmbrăcau pe deasupra o haină a fățărniciei, dar pe dedesubt aveau hainele murdare. Aceștia vor fi amăgiți de Duhul acesta, vor fi atrași, pentru că Dumnezeu face în vremea aceasta o alegere. A zis, din pricina înmulțirii fără de lege în mijlocul poporului său, lucrările lui Dumnezeu nu se săvârșește. Și Domnul face o alegere și a zis așa, poporul care este chemat de Dumnezeu să slujească lui Dumnezeu, să stea în rugăciuni, că numai cu rugăciuni vor putea să deosebească lucrarea aceasta. Dumnezeu se va proslăvi, dar vine încercarea, vine prigoana, vine suferința și se va curăți poporul lui Dumnezeu prin suferință. Cei care vor înțelege să stea în rugăciune și în post lângă Dumnezeu vor pricepe că lucrarea aceasta este spre curățirea bisericii și vor proslăvi pe Dumnezeu, vor avea de suferit, dar Dumnezeu se va proslăvi în mijlocul lor. Domnul să dea putere fiecare urechi de auzit și fiecare să ne călăuzească Dumnezeu să facem ce este bine. Amin. Amin.